Peste 10.000 de alegători din țară au cerut să li se asigure urna mobilă acasă. Astfel de cereri au fost depuse până astăzi dimineață în 10 circumscripții electorale. Potrivit legii, solicitarea urnei mobile a putut fi făcută inclusiv și astăzi, dar până la ora 15. Echipa noastră de filmare a mers cu membrii unui birou electoral la câteva adrese ale solicitanților. Alegătorii cu probleme de sănătate care nu au solicitat în prealabil urna mobilă au putut face astăzi acest lucru doar că trebuia să prezinte certificatul medical. Excepție în acest sens s-a făcut doar în cazul persoanelor cu simptome de COVID-19. La secția de votare deschisă în incinta liceului Gogol, toate solicitările urnei mobile au fost depuse până astăzi, ziua alegerilor. Ieri la ora 15, așa cum prevedea legea, biroul electoral a încheiat primirea cererilor. Avem 5 cereri, așa? De-aia, dacă e ora 3, uitați-vă exact. Noi facem Z, cereri nu mai sunt. Lista solicitărilor se închide pentru ca, în timp ce membrii biroului se deplasează cu urna mobilă la domiciliul solicitanților, nimeni să nu poată interveni în ea. Pregătirea pentru procedura de votare cu urna mobilă este mult mai diferită decât în anii precedenți. Membrii biroului electoral au primit costume speciale pentru a se proteja de coronavirus. Este prima oară când încercăm asemenea costume, acum și vedem cum o să arătăm în ele. Sper să nu se sperie alegătorii de noi, să nu mai vrea să votez. Înainte de plecare, tuturor celor prezenți la biroul electoral li s-a demonstrat că urna mobilă este goală. Echipați corespunzător, trei membri ai biroului electoral au mers cu urna mobilă la domiciliul mai multor alegători. Ce-i drept, accesul în unele locuințe s-a dovedit destul de dificil. Alo? Noi cu alegerile nu putem să intrăm în ogradă. Și paza noi. Femeia care a solicitat urna mobilă la domiciliu a ieșit în fugă să deschide ușa membrilor comisiei electorale. I-a refuzat să spune de ce nu a venit la secția de votare. Puteți să-i spuneți de ce nu a venit? Să intrați, du. În schimb, la cealaltă adresă, motivul solicitării urnei mobile era mai mult decât evident, fiind vorba de o bătrână de 86 de ani. Ia știi, da, gălăsă. И сын мой, вот, который умер, ему 2,5 года, как он умер, всегда и организовал, чтобы пришли вы, комиссия. И мне вот уже 86-й год, 86-й. Я уже заканчиваю, так сказать. И так я уже в память о сыне голосую. Femeia are vederea slabă, de aceea aceasta a fost ajutată să-și pună semnătura pe listă, dovadă că a primit buletinul de vot. Iar atunci când a votat, toți cei prezenți s-au întors cu spatele pentru a asigura secretul votului. У каждого человека есть свой голос, своя надежда какая-то. Мы не должны в личную жизнь встревать. Человек знает свое дело, хочет помочь республике, чтобы был порядок. Din numărul total de cereri depuse până astăzi, ziua alegerilor, 338 sunt de la alegători cu simptome de coronavirus. În toate celelalte cazuri, oamenii au indicat alte motive serioase pentru asigurarea urnei mobile.